Martirul. Ce-ți spune ție acest cuvânt când te gândești la un martir? Ce fel de persoană îți vine în minte? Eu când mă gândesc la un martir, mă gândesc la un om care, în primul rând, este conectat cu Dumnezeu. Un om de la care, efectiv, aș putea să-L văd pe Dumnezeu, de la care aș putea să înțeleg și mai bine cum este Dumnezeu. Ca să fii martir, cred că îți trebuie o relație foarte puternică, autentică cu Dumnezeu. Ca să fii martir, cred că, într-adevăr, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă mă uit la mine, zic, Doamne, nu mă văd capabilă să fac lucrul acesta, nu mă văd capabilă în postura de martiră. Dar cred că dacă Dumnezeu ne cheamă pe vreunul dintre noi la această lucrare, cred că Dumnezeu ne și întărește. În Faptele Apostolilor îl întâlnim pe Ștefan, un om care îl iubea pe Dumnezeu, un om care era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari. Dar totuși, în vremea aceea, unii din sinagogă numită a izbăviților, a cirienilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asiria, au început o ceartă de vorbe cu acest om al lui Dumnezeu, Ștefan. Dar nu putea să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care vorbea el. Ce minunat! Omul lui Dumnezeu nu poate fi pus la pământ. Omul lui Dumnezeu, chiar dacă este omorât, el tot trăiește și Dumnezeu luminează în el. Atunci acești oameni au pus la cale pe alți oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Din păcate și în vremurile noastre sunt oameni care se prind la o așa lucrare să spună minciuni despre alții. Dar cu siguranță noi, cei care suntem aici, nu facem lucrurile acestea. Tot așa au spus minciuni și despre Domnul Iisus. Iar acum venise rândul lui Ștefan să fie acuzat pe nedrept. Dar Duhul lui Dumnezeu l-a întărit pe Ștefan. Duhul Sfânt a fost prezent peste el, pentru că Domnul Iisus se înălțase la cer și trimisese Mângâietorul, trimisese Duhul Sfânt, care este și astăzi în tine și în mine și care astăzi nouă ne dă putere și putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să facem voia sa. Toți cei care erau acolo se uitau la Ștefan, completul acela de judecată, s-a uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a părut ca o față de înger. Ce interesant, paradoxal. Îl vede ca o față de înger, știau că faptele lui nu erau demne de a fi condamnate la moarte, de a-l condamna pe el la moarte și totuși el este ucis cu pietre până la final. Pentru că este îngăduit să vorbească, Ștefan începe să le prezinte istoria Israelului de la Avram până la moartea Domnului Iisus. Vedem în Ștefan un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, nu superficial, un om care se adâncea în Scriptură, un om care căuta să cunoască tainele Scripturii, atâtea cât avea la dispoziție atunci. Un om care cu siguranță era ancorat cu toată ființa și cu tot sufletul lui în Dumnezeu. Și auzind toate acestea pe care Ștefan le spunea, îi tăia la inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Oare ce putea să fie în mintea și în inima lor, în inima acelor oameni și în gândirea lor, când un om a cărui față este ca un înger le vorbește despre Dumnezeu și ei scrâșnesc de ură și doresc să îl omoare pe acel om? Este paradoxal faptul că întâlnim oameni care sunt așa de deschiși și așa de iubitori față de ceilalți și își doresc așa de mult să-L slujească pe Dumnezeu și totuși sfârșesc prin a fi jigniți, prin a fi batjocoriți, prin a fi acuzați de tot felul de lucruri rele. Mă gândesc că acei care acuză sunt acei oameni care judecă aparențele, sunt acei oameni care judecă superficial, cărora le place să creadă că ei au dreptate. Este așa de greșit să ne aruncăm în judecată. Atunci când judeci, ar fi interesant să te gândești cum ar fi să fii tu în postura celui pe care îl judeci. Nouă ne place să ni se dea circumstanțe atenuante, să fim înțeleși, să nu fim imediat împroșcați cu pietre și imediat puși la un zid de judecată.
Dar cum rămâne cu judecata noastră față de cei din jur? Haideți să ne ferim să fim acei care se judece pe cei din jur. Haideți să dăm circunstanțe atenuante. Haideți să fim făcători de pace, să fim oameni pacifiști. Haideți să căutăm în oameni tot ceea ce este bun, pentru că Dumnezeu a pus ceva bun în fiecare dintre noi. Știu că fiecare dintre noi avem și o latură rea și întunecată, dar haideți ca mai mult să căutăm latura aceea bună, frumosul din oameni. Practic, haideți să-L căutăm pe Dumnezeu în oameni și să nu uităm niciodată că atunci când lovim într-un om, de fapt noi lovim în Dumnezeu. Exact așa au făcut și acuzatorii lui Ștefan. Lovindu-L pe Ștefan, de fapt ei L-au lovit pe Dumnezeu. Dar cu siguranță că ei nu au știut lucrul acesta. Dar revenind la Ștefan, acesta fiind plin de Duhul Sfânt, privind țintă spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu și pe Domnul Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ce minunat! El urma să moară, era împroșcat cu pietre și el îl vede pe Dumnezeu, el vede pe Domnul Iisus, pe Domnul lui, pentru care de fapt el este acuzat și pentru care de fapt el moare ca martir. Este minunat că el își ține privirea țintită înspre Dumnezeu. Nu a fost ușor, cu siguranță că nu i-a fost ușor și cu siguranță că poate s-a temut, dar totuși Duhul Sfânt este acela care îl întărește într-un mod așa de minunat. Și mi-a tot rămas gândul la faptul că el avea o față ca de înger și cei din jur puteau să vadă lucrul acesta. Și totuși ei scrâșneau de ură împotriva lui. Oare ce-i domina? Oare ce era în mintea și în inimile lor? Oare cine era de fapt Domnul lor? Cred că nu este greu să înțelegem că cel rău, diavolul, era de fapt Domnul lor. Îmi doresc să fiți binecuvântați cu putere de sus, cu înțelepciune și cu tărie și fie ca adevărata imagine despre sine să fie chipul Domnului Iisus imprimat în mintea și în sufletul vostru.